Bună seara! Bună seara, bună seara, prieteni! Suntem unde aici, suntem aceia? Suntem la bunica noastră de 85 de ani. Atât ai baba sau? 75 de ani are baba. Să ține foarte bine. Baba nu vrea să fie firmată. Baba e pocăită. Dar e foarte credincioasă. Și am gătit și eu aici la băbuța mea. Nu, auzi, baba noastră, uite ce am gătit aici. Nasi, ajută-mă un pic. Nasi, îl ții așa doar în partea asta un pic, așa. Nu cu ce. Gata, doar la bucătărie. Să vedeți ce găti lui Nasi. Ce e doamna Dana acolo? Am gătit o mâncărie. Da, baba, am văzut că e foarte mare în nuntă. Nu știu, joaca ta, asta la Pigosa, la Buzăvit. Nu știu. Pe mâncarea au făcut-o, cred că la Buzăvit. Da, la Buzăvit, la restaurantul ăsta aici, pe dreapta. Să vezi ce-ați pregătit, Nasi. Băi, de mine. Chiar de la mine? Mamă, e bestială, e bestială, Doamne ajută. Mulțumim la Dumnezeu și la Maica Domnului. Așa. Da, și mulțumim foarte frumos. Și ne rugăm întotdeauna... Baba, să treci tu după aia la masă. Baba nu vrea să fie firmată. Prieteni. Așa e, trebuie să ne rugăm pe la Dumnezeu. Suntem, am plecat de azi dimineață la ora 5. Am plecat aici, am venit la județul Calea Severin. Aici am mulți prieteni, am cunoștință multă. Vezi, Dana? Aripioare cu fasole verde. Da. Să vedem cum e fasolea asta de toamnă. Da, să vedem, să gust. Da, e fierbinte din astea, acolo, vai, de pe foc. Zic că poate mai răcește. Da. Tot salam pe drum, mai bine zic că... Nu-mi place. O mâncare. Că venim la baba aici, când avem drum, intrăm pe la baba. Și ne gătim și dormim la ea. E o femeie credincioasă, e o femeie pocăită. Se roagă pentru noi, pentru copiii mei, pentru familia mea. Dar baba nu vrea și să fie pentru firmat. Toată lumea se roagă baba și pentru copiii ei și nepoții. Auziți, prieteni, că... Uite ce, Izrael. Izraelul să vine războiul și pe noi. Vine. Ia povestește, vine. Babă, că nu te filmez, mă, să te audă prieteni așa. Când vine războiul? Vine, aud, spune Scriptura, Biblia. Când va fi război în Egipt, în țara lui Sfântă, da. Va fi sfârșitul. Acum n-are mult până vine Iisus pe pământ, pe cer. Vă veni ca hoțul. Noaptea, ziua, nu se știe. Noi, pocăiți, trebuie să fim pregătiți. Și oamenii alalți, credincioși la alalți, ortodoși, nu se întorc la el. E 9.000 de oameni în Israel. 9.000? 9.000 de oameni. Cum să spun? 9.000, așa. 90.000, cred că. 90.000. 3.000, 6.000 trebuie să se... Ba, așa au zis. 6.000 trebuie să fie uciți. Și mai rămân 3. Și aia vor rămânea și se vor pocăi. Atunci avea de ei și Iisus Hristos și se vor pocăi. Evrei. Înțelegi? Vedeți? Baba ne povestește, citește Biblia. Citește Biblia și ne spune păstorul. Da. Și noi ascultăm și cuvântul lui păstor, că el citește Biblia. Noi o citim cum știm noi, dar el citește cum zice porunca lui Iisus. Că el o poruncit. Hai, mulțumim lui Dumnezeu pentru Dumnezeu, tot. Dumnezeu, Baba, îi cunoaște și lui Iisus. Să dea Dumnezeu. Noi ne rugăm și îl chemăm. Dar el face voia lui. Cum voia lui? Noi nu putem la să el e puterea, și... Baba. Da. El a chinuit pentru noi, mami, ai. Da, o suferit. Tu ai suferit și o suferit el. Nu niciodată. Nu puteai. Când o tragi cu bobișile alea și dădea cu bișul și era numai clonțe în bobișul. Da, și picioarele lui. Dar covaci ai văzut? Că n-a bătut cuie de cupru, a bătut cuie de covăcie, da. De asta, cum îi zice, de furcă. De fer.
de fier, oțelit. Da. Nu mai se rupe, dacă era de cupru. Baba, o să spun și ție asta. Asta e adevărată. Asta e adevărat. A fost scriptura așa scrisă. Să facă perioade de-alea. Așa a fost scris. Și el a trebuit să împlinească scriptura. A fost scris de la el. De la tatăl Șerez, care l-a mânat. Când s-a dus la căzănari care fac cazanii ăștia, a cerut ăștia pe aia, cum era, cum le spune la aia? Nu are nimic, babă, nu se mai scadă. Cum le spunea babă la ăștia, la ai mari care l-au omorât pe Iisus? Așa să mai scadă, dai cu sei. Așa, babă, a spus, băi, țigane, căldurare, fă și mie niște cuie să-ți batem așa, așa, n-am făcut pentru Iisus. Și Doamne a făcut cuie de cuplu. Când se fac, se duce la căldurare. Când a dat în el, s-a înduit, că cu frigoare s-a înduit. Și s-a dus la covaci. La ferari. La ferari. Păi ferarul, păi și mie niște cuie. Și i-a făcut cuie, i-a făcut cuie oțelite care nu se rup. Nu se rup și nu se îndoie. Nu se îndoie, vezi, babă? Și atunci a spus Iisus, țiganul să fie bucat toată viața lui și ferarii ăștia să fie sărați, să muncească și să n-aibă nimic. Auzi, a fost scriptura așa. Uite, noi avem în biserică, nu vin să vezi. E coroana, cum i-au pus-o pe cap. Da, babă, știu. E la noi acolo. Trei piroane, n-au făcut patru. Să spun că-i bate unul într-un picior, unul într-altul. Au pus picioarele și au bătut, ala e mai lung. L-au bătut în mijlocul. Da. Și în mâini i-au bătut care au fost mai scurte. Două. Da, babă, trei cuni avem la așa, așa pe harta aia, știi care e harta. Arată cuie de acolo pe harta. Da. Și atunci coroana de spini asta și ăla stargul de, cum îi spune, albastru ăla e. Mie îmi place pe, oameni buni, mi-e îmi place când aud pe baba că citește, mi-e vine să plâng. Știi că a fost greu la el? A spus, eu voi pleca la tatăl șeresc și voi rămâneți aici către ucenicii lui, da. Dar mă întorc înapoi. Mă întorc când va veni venirea, de auzi că, păi cum o fi venirea, a zis ucenicii, învățătorul. Venirea o fi când auzi de cutromur, auzi de potopuri mari, auzi de războaie. Dar când o fi războiul în Egiptul ăla, în Ierusalimul ăla, țara mea sfântă, atunci să știți că e sfârșitul. Și așa, ui, acolo are să... Noi degeaba muncim, degeaba facem palate și avioane și aici, și motoare și toate. Mușul divan. Da. Arde tot cu foc. Nu mai sfârșitul nu va mai fi cu potop cum a fost la Noia. La Noia, da. Va fi cu foc, dar nu și pământul arde și cerul. Va veni cerul și pământul nou. Și nu vor rămâne nimeni în lume. Va veni și oameni noi și tot. Și degeaba noi muncim. Să vezi în bătarii mei când vin aici și spun. El n-are nici casă să bătarii mei. Acum l-o scos la pensie și s-o duc la frate, să-l șade cu frate sau la colibă. Că noi avem o casă în ceri. Ce să fac o casă? Asta e bună. Îmi pare rău că îmi arde foc. Nota 10, doamne. E precum. Ia să altul mai... Lasă că mănânc, babă, să răcească. Eu nu da, babă, babă. De acolo, e țara lor acolo. Țara sfântă în Egipt. S-au dus mulți ăștia pocăiți mei. Care e mai bogat. Da, prea, s-a dus și de la noi, de la străia, niște țigani. De trei ori au fost cu fata lor și ei doi. Și ea n-are bărbatul tata fetii. Da. Ați au fost să mă iert o curvetă mare. Hai că revenim, prieteni, numai. Bine, o să revenim după aia.